Un microbuz cu 8 pasageri la bord a luat foc azi noapte în localitatea Simila din județul Vaslui. Din fericire, nu au fost victime, dar microbuzul a fost distrus. Cauza incendiului a fost un scurt circuit. Din imagine se vede cum microbuzul arde ca o torță, iar focul pare greu de controlat. Pompierii din Burlad au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță smurd pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-un microbuz care transporta persoane. În momentul izbucnirii incendiului, în microbuz se aflau opt persoane, iar acestea s-au autoevacuat în siguranță și nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii militari au lichidat incendiul, însă microbuzul a fost distrus în totalitate. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurt circuit electric.